Mai multe detalii despre campania de donare de sânge organizată de Clubul Steaua și reacțiile oamenilor care au venit la ora 18 la știrile sportive. Mergem mai departe acum. Șoferii de camioane s-au săturat de drumurile proaste și de faptul că statul vrea să le impoziteze diurna și protestează. O coloană de tiruri a pornit pe autostrada A1 atât din București cât și din Brașov. Șoferii reclamă calitatea slabă a infrastructurii, lipsa autostrăzilor, a parcărilor și starea drumurilor, precum și problemele create de intrarea în reparația podului de la Azuga. În privința diurnei, transportatorii spun că firmele nu vor reuși să plătească sumele impozitate, care depășesc 60% din profitul din ultimii 5 ani.